Ioana are 15 ani și 4 luni, iar fiul ei a împlinit astăzi 2 săptămâni. Copila este doar una dintre cele 236 de fete pentru care viața s-a schimbat iremediabil. A rămas însărcinată în urma unui abuz sexual, iar familia nu are cu ce să o ajute. Mama ei a fugit în Italia în urmă cu mai mulți ani, iar tatăl este prea sărac să o sprijine în vreun fel. Ioana nu a terminat nici măcar clasa 8-a, însă are în brațele ei responsabilitatea unui copil. Ce a fost în mintea ta? La ce te-ai gândit atunci? Pe moment am încercat să mă sinucid, dar am realizat că nu este bine. Te-a ajutat cineva? Cum ai realizat? Nu singur. Ai stat și te-ai gândit că nu are rost, nu e bine. Da. Și apoi? Ce ai făcut? Am stat liniștit până ce am născut. Cui ai spus că ești însărcinată? Prima dată tata. În centrul de protecție Maternus din Iași, alte 2 fete de 15 ani învață să fie mame cu normă întreagă. Nu e ușor lucru, susțin psihologii, care admit că de cele mai multe ori povestea nu are un happy end. Fetele nu reușesc să-și accepte statutul de mamă, renunță la copii, iar micuții ajung în centre de plasament. Autoritățile susțin că șansele acestor adolescente de a avea o viață normală sunt scăzute din start, în condițiile în care statul nu le ajută cu mare lucru, familiile lor nici atât. Se observă o imaturitate în tot ceea ce spune și ceea ce face și se observă și decizii fluctuante de la o zi la alta. Nu înțelege care sunt modificările biologice prin care trece organismul ei, nu înțelege care sunt responsabilitățile pe care trebuie să și le asume pe termen lung și mai mult încearcă modul de viață pe care îl are ca model sau l-a avut până acum, să-l proiecteze pe viitor, ceea ce nu mai merge după apariția copilului mic. În maternitățile Eșena au născut anul trecut 192 de tinere cu vârsta sub 18 ani, iar alte 44 de minore sunt acum însărcinate. Din comunități, în general din mediul rural, o parte din ele au beneficiat de serviciile centrului Maternus, unde au învățat să fie mame mai bune, dar marea majoritate s-au reîntors în familii, alături de partenerii lor cu care unele din ele ulterior s-au căsătorit. 14 minore care au născut în 2015 provin din centrele de plasament Ieșene, unde sunt în evidență 276 de fete. În cele mai multe cazuri, tații nici nu vor să audă că au decrescut un copil. Se creează astfel un cerc vicios în care tinerele nasc copii ce sunt la rândul lor instituționalizați. Iar statisticile nu sunt pozitive. De la an la an, numărul copiilor care nasc copii este în continuă creștere.